după scandalul declanșat de fotografia revoltătoare cu infirmiera care l-a umilit pe patul de spital și după bucuria recuperării aproape totale a artistului. Astăzi, oameni buni, apar mărturii senzaționale ale lui Gabi Cotabiță. Le aflați acum în exclusivitate și le comentăm imediat și cu Radu Buzeanu, dar și cu Will Mark, cel care a fost coleg cu Gabi Cotabiță la un show de talente. Da, lasă că nu, mie nu mai mi-e frică de singurătate. Am rezolvat problema asta. Am rezolvat-o pentru că am înțeles-o la un moment dat. Și iei în calcul și trăi tu singur, da, al bătrâneții. Absolut. Ca, nu ca pe nefericire. Nu, ca pe o, ca să-i soarta, singur, este un mod de a trăi. Bine, tu ai fete. Păi am fete, dar asta să știi că nu înseamnă fie... Deci aici iarăși un element greșit. Nu trebuie să te gândești așa. Deci copiii tăi sunt ființe care ți-au fost date în creștere de către cel de sus, ca tu să le îndrumi, să le păzești și să le dea un drum în viață. Ele au însă viața lor. Viața lor nu se poate transforma în sacrificiul lor pentru bătrânețea ta, cum nici viața ta nu se poate transforma în sacrificiul tău pentru tinerețea și creșterea lor. Și asta trebuie să o înțelegem foarte bine. România nu se prea înțelege. La noi se închide existența foarte ușor. Ai terminat facultatea, te-ai căsătorit, ai un loc de muncă, ai făcut un copil, dar în acel moment gata, viața ta mai mult sau mai puțin se cam termină. Să ai grijă de la micul, nu, să-i facem lua la micul o casă, să-i facem lua la micul ceva, nu. Viața ta e viața ta. Și ăla micul, sigur, exact cum spun, trebuie ajutat, condus, călăuzit, dar viața ta trebuie să fie viața ta. Pentru că, hai să râzi, culmea, când va fi mare, nu va zice tot ce trebuie, te-a obligat de cineva să te sacrifici. Asta e răspunsul. Fac lumea asta tare, sau așa a părut. Nu te-au plăcut femeile celebre? Nu. Nu, absolut deloc. Am înțeles un lucru. Nu poți să pui două, după părerea mea, două celebrități în același coș. S-a dovedit până la urmă. Eu, acum, dacă tu îmi dai exemplu că nu i-a fost așa, da, eu nu zic nimic. Zic, bă, poate fi o excepție, dar crede-mă că nu e. Nu e foarte greu să pui. Aveam un singur regret. Nu-ți pare după nicio femeie? Nu, după femeie niciodată. Îmi pare rău de un singur lucru. Îmi pare rău că poate nu am prețuit la momentul respectiv iubirea pe care am primit-o așa cum a trebuit, din cauza unei conjuncturi. Deci eram într-o conjunctură care mă făcea să fiu loial față de o direcție și am primit foarte multă iubire din altă parte și poate n-am apreciat-o la adevărata valoare sau cum ar fi meritat să fie prețuit. Da. Am avut regrete față de anumite persoane care am crescut eu la un moment dat, m-am purtat greșit, motiv pentru care am încercat să mă reîntâlnesc cu fiecare dintre ele și să-mi cer iertare, ceea ce am și făcut. Extrem de interesante aceste declarații al lui Gabi Cotabiță, care spune că și-a cerut iertare de la toate persoanele față de care a greșit. Radu Buzeanu, da, interviu, nu? A dezvoltat un pic după această declarație, a zis că a apucat să se întâlnească cu fiecare dintre ele în parte, pentru că el le-a șocat într-un fel cele cărora le-a greșit, dintre cele pe care le-a avut el de-a lungul vieții. Interesant mi se pare următorul lucru, că el spune, mi-a spus, asta mi-a rămas mie în minte și mi rămâne în minte la fiecare, cu asta mă ocup cu interviuri. Și mi rămâne în minte la, pentru că toți încearcă această sintagmă, ci domnule, n-am niciun regret. Că l-am întrebat, Gabi, îți pare rău de vreo femeie? N-am de pare rău de vreun lucru de l-ai făcut? Nu, n-am niciun regret. Toți au chestiunea aceasta cu care pentru care pledează, domnule, n-am niciun regret. Ideea este că, până la urmă, viața e alcătuită și din regrete. Aici n-am fost de acord cu el și aici nu mi se pare... Viața e alcătuită și din regrete și, până la urmă, regretul te ajută să schimbi. Te ajută să schimbi ce ai făcut, pentru că dacă îți asumi ceea ce îți asumi prezentul pe care l-ai, ce cătăni? Nu, te ascultam, dar te pierdeai așa în cuvinte dacă și n-am mai prezentul... pierdut ideea, sincer. Pe hârtie, pe interviu mi-e mai ușor, mai citesc o dată, dar aici mă pierdusem așa. Nu, ideea este el asta încerca să-mi explice mie că, până la urmă, regretele l-au construit, greșelile l-au construit și l-au făcut ceea ce este în momentul de față și că el este alcătuit din asta și nu le... Eu mă bucur foarte tare și că văd este pe Gabi... Asta mi se pare important, că este cea mai bună versiune a lui. Eu mă bucur foarte tare că îl văd pe Gabi Cotabiță plimbându-se prin curtea spitalului și că în curtea spitalului Elias și că e bine. Nu arătăm acea imagine cu infirmiera, așa cum am promis și ieri. Ne ținem de cuvânt, vrem să-l vedem bine, să-l vedem sănătos. Will Mark, tu ai fost colegă cu el, nu? Într-un concurs de talente pentru copii. Și, așa este. Probabil și pentru tine a fost un șoc când ai auzit ce s-a întâmplat cu Gabi Cotabiță și în același timp presupun cu o mare bucurie văzându-l, uite, că merge după acest incident și că este recuperat 98%, cum spunea ieri Monica Anghel. Așa este, nu numai pentru mine, pentru mulți oameni, ci cred că este meritul familiei, datorită faptului că le-au protejat în modul acela și au încercat să-i transmită oamenilor, pentru că este...
Este vorba și de energia cu care privești un om, cu care te gândești la el. Și toate lucrurile astea pot face posibil că omul acela să-și revină sau nu. Dacă și iată, gândurile bune și energia asta cu spiritul a familiei, cred că l-a ajutat enorm de mult pe Gabi Cotabiță. Cu siguranță. Și mai ales fetele care au fost în permanență alături de el. Cu siguranță, cu siguranță. Fara, dar și poate o persoană egală măsură... și un prieten bun și o persoană extraordinar de cultă cu care am avut ocazia să... Asta remarcă la toată lumea. Toți cei care au stat în preajma lui Gabriel Cotabiță, domnule, oamenii în general au și controverse, au și momente bune și momente proaste, toți cei care au stat în preajma lui îl identifică numai cu lucruri pozitive și îl percep ca fiind un om foarte bun. Deci dacă e să-l definim într-un fel, asta este bunătatea, are o bunătate sufletească care te face să vorbești așa frumos despre el. Adică până la urmă am remarcat că am stat în preajma momentelor ăsta, am stat cu mai mulți de vorbă care au trecut prin viața lui, cu care s-au întâlnit cu el și am povestit despre el. Și toți spuneau exact ce spunea Wilbar acum. În egală măsură, în interviul respectiv, am vorbit și în afara interviului foarte mult și am vorbit și despre emisiunea și aceasta. Și un om care își permită să pună piciorul în prag oricând. Asta nu te face un om rău. Dar am vorbit și despre emisiunea aceasta pe Kitzing, care ați făcut-o voi. Așa, care și, nu mai e, da. Da, și da, nu prea aici a avut... Mă rog, se pare că voi nu-l cunoașteți foarte bine. Gabi Cotabiță avea și mici răutăți. Bun, eu mă refer... Bun, nu, dar și... Serios, și hai bine, să nu-l... Cu toți avem și mici răutăți. Eu l-am cunoscut acum 2 ani de zile, să zicem. Da. Exact. Și eu am greșit foarte mult când eram copil, am greșit când eram tânăr. Poate am reușit să evoluez. Cu Liliana, sincer, să fiu și eu am mici răutăți. Adică în preajma Liliane cu toți avem mici răutăți până la urmă. Mie mi se pare cel mai interesant și mai bine e faptul că omul ăsta este refăcut în proporție de 98%. Da, că uite, vedem mare, aceste imagini cu el și cu una dintre fiice, dar în același timp și cu iubita lui, în curtea spitalului, la Elias, plimbându-se, face acest lucru zi de zi, știu de la apropiații lui și știam de acest lucru și n-am mers să-l filmăm, cu toate că știam că se plimbă însoțit de cei... La urmă, cine l-a filmat? Păi dacă n-ai semnat niciun contract, mă, Cătălin. Dacă nu v-ați fost chemați la filmare. Da. Nu, normal. Acum nu sunt de acord cu tine. Hai, Cătălin, pe bune. Adică deci, dar asta e meseria unor paparazzi, da, să stea și să filmeze. Și meseria mea să mă prind când e făcătură sau nu, da? Te scuză-mă. Nu vreau să te scuz pentru că nu cred că e moment. De ce zici că e făcătură? De pentru ce? Că nu puteau să stea echipe non-stop 24 din 24 acolo ca să-l prindă pe el când iese la plimbare. Dar după ce eu am fost internat la Elias, eu știu cum e la Elias, nu mai vorbi. Păi ne-am abuvnit râsul când am văzut aia. Da. Băi, ce aveți? Deci eu am fost internat la Elias, aia s-a filmat cu voie. Eu am crezut că voi ați filmat-o prima dată. Nu, scrie Spy News acolo și n-am filmat-o noi. Am zis că ați pus-o, la mișto. Nu, haideți să trecem peste momentul ăsta. Ideea e că el este recuperat 98%, asta contează și vreau să vă spun că în această perioadă... Vezi, știi cum se făcea în străinătate? Ieșeau, făceau conferință de presă și spuneau, sunt bine, sănătos, 2 minute, 1 minut, 30 de secunde și gata. Bă, pe mine, până la urmă, asta hai mai să vedem imaginile, deci... că asta vreau să spun, că să trecem peste aceste mici scandaluri care nu și-au rostul. Mergem la Alina, femeia care a fost alături zi și noapte în momentele grele, pentru că foarte multă lume s-a întrebat, domne, cine este persoana care a stat meleu lângă el, pe lângă fiicele lui și iată, pe lângă mama lui, a fost și Alina, care l-a susținut și a fost acolo lângă el. Foarte frumos, haideți să aflați mai multe despre Alina. Pe iubita lui Gabi Cotabiță ai putea să o confunzi ușor cu una din fiicele lui. La fel de tânără, frumoasă și tot blondă, Alina este nedezlipită de artist în această perioadă dificilă. Da, chiar vei putea să te ridici, să-i spui ceva, poate cu ea ar fi mai bine. Tânăra a fost surprinsă de paparații în ultimele 2 luni pe holurile spitalului împreună cu Eliza, Milena și Aela. Surse apropiate ne-au dezvăluit că iubita este foarte apropiată de cele 3 fiice și că le leagă o prietenie strânsă. Împreună au luat cele mai importante și dificile decizii cu privire la tratamentul artistului. A fost un preludiu excepțional la viața pe care am și care urmează.
Se pare că relația lui Cotabiță cu femeia care are cu aproximativ 25 de ani mai puțin decât el durează deja de câțiva ani, ceea ce nu e deloc puțin, având în vedere reputația de playboy pe care o are cântărețul. Secretul armoniei în cuplu este probabil discreția Alinei, care nu a declarat niciodată nimic despre iubirea lor și acceptă să nu se afișeze cu el în public. Totuși, jurnaliștii i-au surprins în timpul liber la cumpărături la mall, iar zâmbetele și relaxarea lor vorbeau de la sine despre sentimentele care îi leagă. Mai am o problemă cu aritmetica. Deci toată lumea, domne, vorbește de că îmi plac mie fetele mai tinere și că întotdeauna am fost cu problema. Deci este fals. N-am niciun fel de problemă cu vârsta. Îmi plac femeile. Că sunt blonde, brune, roșcate, șatene, nu știu. Cum ai făcut până acum să cucerești atâtea doamne? Nu am făcut nimic. Păi stai, mă, că am deja... fost de fiecare dată cucerit, crede-mă. Păi e corect așa, nu se pune. Sunt, cum slab, adică... sunt slab la refuz, crede-mă că ăsta e adevărul. Au fost multe iubiri ale tânărului Gabriel Cotabiță? Încă mai sunt, deci nu am de gând să fac închiderea capitolului, să-mi fac numărarea finală. În primele imagini video apărute cu Gabriel Cotabiță după stopul cardiorespirator, nu lipsește desigur Alina. În timp ce el se plimbă prin curtea spitalului, după cum îi recomandă medicii, pentru a se recupera, prietena lui îl ține de mână, iar una dintre fiice le ține companie. Eu mă bucur pentru aceste imagini, văzându-l pe Gabi Cotabiță însoțit în permanență de fiicele lui, însoțit de mama lui și iată că și iubita lui Alina. Foarte frumos și Doamne ajută să fie 100% refăcut și să îndeplinească dorința de a avea în toamnă un concert așa cum își dorește cu prietenii apropiați. În toamnă și trebuie să vină și la un alt eveniment la care a fost și anul trecut, așa, și eu să-mi permit un eveniment. Mi-a adus un tricou, da? Da, mulțumesc de întrebare, asta e tricoul oficial al evenimentului. Unde? Salsa, unde? Salsa Week, așa? Da, 3-9 august se va întâmpla la Vama Veche, cele mai bune școli de salsă din România se adună acolo. Tradiția acolo, 30 de artiști internaționali și sper să le am pe dragul meu prieten acolo, unde i-a plăcut foarte mult kizomba și sper să dansăm. Dar tu când ai vorbit ultima oară cu Cotabiță? Acum două săptămâni. A, deci ai vorbit în timpul acesta cât de când s-a... Oficial nu. Da, da. Da, și cum ți s-a părut? Tot povestea lor, adică 3-9 august, Vama Veche, Willmark cu... Salsa, bachata, kizomba și foarte multă distracție, asta e tot. Dar se potrivește la Vama Veche? Se potrivește brățara la fix. Ne potrivim cu toți. N-am mai fost de mult prin Vama. Serios? Da. Ai îmbătrânică. După publicitate revenim, oameni buni, cu alte cazuri înfiorătoare. O să vedeți cum sunt chinuite animalele la propriu. O să... Așteptăm și mesajul dumneavoastră pe adresa noastră de mail la maruta@romprotv.ro sau pe Facebook la Măruță. Vă mulțumesc mult de tot și Doamne ajută pentru Gabi Cotabiță. Gândurile pozitive. Gânduri frumoase, să-i gânduri frumoase la toată lumea. Și numai bine. Toată lumea se bucură că s-a făcut bine. Asta este clar. Adică. Da.